ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, mulți ani. Cine să mai trăiască, mulți ani, dar cine să mai trăiască, mulți ani, 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 să trăiască, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, Andrada să trăiască. Dar mult să mai bucurie, Sfântul Apostol Andrei a fost primul care a venit în teritoriul Daciei, în Sfinția Minoră, în Dobrogea. Deci când a venit Papa la Roma, deci a trebuit bine după Revoluție, în București a întâlnit Patriarhul Teoctist și a spus Patriarhul, suntem două biserici surori. Și a dat Dumnezeu surori. Pe la Roma l-a predicat Petru și la voi a predicat Sfântul Apostol Andrei, cei doi frați. Deci suntem surori. Au mai rămas Dacii, nu au murit Dacii. Sfinția Minoră. Și vreau să spun o vorbă, că Apostolul Andrei a fost întâi în zona Armeniei. Pe zona Armeniei, deci răsăritul Mării Negre și au venit și prin nordul Mării Negre și au venit și în Sfinția Minoră în Dobrogea de astăzi. Mă iertați și ceva. Mai avem un Andrei Sfânt, cu el, mitropolit Andrei Șaguna, care este sfânt. Și unde a murit Sfântul ăla? De unde era de loc? Era jinar, de Sibiu acolo. Era de loc de la Mișcolț, deci în zona, în Pia Panonică, era macedo-român. Macedo-român, așa. E datorită lui... Vlad. Da. Datorită lui Andrei Șaguna este la actuală Mitropolia Ardealului, fiindcă era aparținea din Mitropolia de Patriarhatul Mitropolia la Karlovița, din Serbia. Deci datorită lui Andrei Șaguna, fiindcă până nu se vorbea bine limba română. Deci era o problemă grea. Este prima lucrare, scrie un ziar care apare, deci telegraf român. Apare tocmai în timpul Andrei Șaguna și la ora actuală, actualul centru mitropolitan de la Sibiu, datorită lui Andrei Șaguna. Centru Facultatea de Teologie la Sibiu, drept meritul lui Andrei Șaguna. Deci, el a cerut foarte mult ca toți românii în Ardeal să fie uniți. Și prin acea mitropolie s-a creat Unitatea Românilor Ardeleni. Mă iertați, nu vreau să mai tot. Da,